Erau timpuri când era rutiera 155, de exemplu, și eu ajungeam chiar de lângă casă, direct la monumentul lui Ștefan. Când microbuzul este arhiplin și nu ai unde să mai intri și tu, dar de aici tu știi că deja nu mai circulă trolebuzul tău și trebuie să ajungi oricum undeva cu microbuzul și te bagi în trânsul cât de plin el n-ar fi și stai atașaia că cumva acolo și te ții încă șaia că nu mai ai de ce să ții, atunci e strașnic. Dacă totuși am nevoie să meargă în orele de vârf și văd că situația este gravă, trolebuzele sunt pline, eu îmi comand un taxi, mai bine dau mai mulți bani, dar mă asigur că sunt mai protejată. Înainte de pandemie nici nu trageai atenția, deci șește om, mă rog, fumează poate sau încă ceva. Acum deodată când cineva l-auzi, deodată te gândești, ce să fac, ce să fac? De epidemie, lucrăm la 3 minute intervalul. Dar acum lucrăm la 5 minute intervalul. Luăm pasageri pe scaune. În picioare, dacă te prinde cu un om, îți pune 22.000. N-am eu așa bani. Eu trebuie să lucrez un an de zile să plătesc amenda asta. Nu sunt toate microbusele în stare rea. Mehanicul nu le dă voie la linie, pentru că pe noi o aduce în regulă. La începutul anilor 90, când autoritățile municipale au realizat că nu se descurc cu fluxul mare de pasageri, au apelat la un astfel de serviciu. În toate documentele, începând cu anul 2000, acestea au fost menționate ca fiind o soluție temporară. La un moment dat, autoritățile probabil au lăsat ca situația să degradeze și au început să implementeze anumite măsuri. În 2014 a fost schimbat itinerarul microbuzelor, astfel încât ele să nu circule pe partea centrală a orașului, pe bulevardul Ștefan cel Mare, respectiv rutele au fost redirecționate pe alte străzi. Ceea ce, evident, a dus la un număr mai mic de pasageri care utilizau microbuzele. Problema este că tot acest proces nu s-a încadrat într-un plan clar a autorităților de eliminarea microbuzelor. Exista un fel de abordare, precum că microbuzele vor dispărea de la sine, deoarece noi vom oferi transport de capacitate mare și deja ei se descurcă cum poate. Vedem ce unități avem noi, municipalitatea, pe care le acoperă municipalitatea și restul care noi nu putem să le acoperim, dar oamenii trebuie să călătorească, noi le vom scoate la licitație publică pentru transportatorii privați. Dar ei sunt obligați, dacă vor să intre pe aceste rute și să presteze servicii de transport, să respecte standardele de calitate. Asta va însemna că rutierele sau transportul public, nu contează ce mare, maxi, taxi sau va fi autobuz, independență de zonă, va călători fie că dimineața, fie că seara târziu, fie chiar și fără un călător, ei vor respecta programul. Fiindcă ei vor primi bani nu pe călători, ei vor primi bani reieșind din kilometrajul făcut. În mod normal, ele vor dispărea atunci când vor fi aprobate și intrate în vigoare standardele de calitate. Vom trage linia și vom vedea care se încadrează și care nu se încadrează. Eu intuiesc din ce informații care au dețin eu, majoritatea nu se vor încadra. Datorită situației de pandemie, cumva m-am deprins că nu mă folosesc de microbuze. Cred că îmi va fi mai ușor deja să renunț complet la ele. Sper că și în localitățile unde este doar conexiune cu microbuz să apară și posibilitatea de a ajunge cu altceva, să fie noi rute, sau cu trolebuz, sau cu autobuz. Și atunci nu e chiar așa de strașnic.